48-ul este o zvâcnire extraordinară în a arăta idealul de unitate, de independență. Momentul Cuza, mai apoi momentul independenței, toate curg către acest 1918. 1918, cred că este așa cum spunea Cuza, cum îi spunea Cogălnicianul lui Cuza, că unirea nu este făcută de un om. Domnilor, eu nu dau voie nimănui, nici chiar domnitorului, să spună că unirea a făcut-o el. Nu, domnilor, unirea națiunii a făcut-o. Ceea ce era valabil în 58, 59, este valabil și în 1918. Idealul acesta, 1918, este rezultatul întregii națiuni, este rezultatul elitei politice, este rezultatul elitei intelectuale, este rezultatul a tot ceea ce a creat, ceea ce a educat dascălul, școala, profesorii, în ceea ce a educat presa, intelectualii, pentru că 1918 este rezultatul unei decizii, dar în același timp este și rezultatul unei voințe naționale. Atunci când s-a trecut Carpații, s-a trecut nu numai sub ordin, nu numai în decizia militară, ci și o dorință a sufletului. S-a trecut cu baioneta, cu floarea de eliberare a fraților. Noi n-am fi avut Fundația Constans Tistere, n-am fi avut muzeul acesta, n-am fi avut Aleea Marilor Români, de aici, de la Bucov, care este unică în România, fără iarăși un mare român și un mare patriot, așa consider eu, domnul Mircea Cosma. Este foarte important să ne ducem aminte că astfel de oameni readuc din trecut pentru noi în prezent imaginea unor mari români, că avem oameni și români acum, în epoca noastră, care au făcut eforturi speciale să readucă cunoștința generațiilor tinere despre fapte, acte istorice, figuri de oameni. Uităm să spunem de asaltul armatelor române asupra Budapestei în 1919, uităm toate aceste lucruri și am putea să-i spunem lui Stere, mai pierdem Basarabia odată. Nu s-a născut încă și n-am reușit să alegem încă acea persoană, acei oameni, acei bărbați de stat care să fie în stare să recupereze moșia pierdută astăvară, cum spune cântecul. Nu facem aceste lucruri. Dintr-o dată toată lumea a devenit foarte importantă și toată lumea crede că anumite lucruri se pot rezolva pe principiul celui care strigă mai tare. Constantin Stere în anul 2000 nu l-a cunoscut nici pe aici. În 2000 am luat acceptul tuturor consiliilor locale din zonă, s-a întâmplat ceea ce vedeți aici și dacă în anul 2000 Stere nu avea un monument, astăzi are 15, dintre care 8 sunt în Republica deocamdată Moldova. Vin de la Soroca, unde școala de vară Constantin Stere a sărbătorit și centenarul Unirii, și pe Stere, și alte elemente. Cineva din România, un buzoian, spunea, fără Stere nu se făcea Unirea. Este o minciună pioasă, dar este și o nedreptate. Unirea se făcea fără Stere. Trebuie să o spunem. Și a spus-o Stere însuși. În discursul din 13 iunie 1918, rosit în Parlament la Iași, el a spus, unirea nu a făcut-o un singur om. Dacă era să o facă un singur om, ea nu ar fi fost făcută. De ce? Pentru că un om nu poate să facă un astfel de act. Onorați oaspeți, stimată audiență! Trăim cu toții în anul centenarului de la Marea Unire a Basarabiei cu patria mamă, România. Unirea a fost înfăptuită de mari înaintași ai intelectualității basarabene, Constantin Stere, Ion Niculeț, Panhalipa și alții.
Mă mândresc că m-am născut în satul Cilipcău, baștina martirului Constantin Stere. Figura lui Constantin Stere, pe parcursul dominației totalitarismului, s-a aflat în stare de anonimat. Abia la sfârșitul anilor 90 s-a spart gheața tăcerii. Marele Stere a fost repus în drepturile sale. Dar truda sa la promovarea unirii a fost deosebită, mai ales prin cuvântarea înflăcărată ținută în Sfatul Țării la 27 martie 1918, care a contribuit la realizarea actului unirii. Stimată audiență, reunindu-ne cu țara mamă, vom deveni un stat prosper și puternic pentru copiii copiilor noștri. Numai reunirea noastră ne poate aduce fericire, bunăstare, prosperitate. Să făurim un viitor comun al poporului român de pretutindeni. Dumnezeu să ne ajute! Cu profund respect, muzeograf Sabina Lozan. Din păcate, această unire n-a durat mult timp, însă trebuie să-l tratăm pe Constantin Stere ca pe, ca pe exemplu istoric, care ne-a demonstrat nouă că prin ambiție, perseverență și patriotism putem ajunge la miracolul dorit. Era duminica, mai când răsună muzica, măi. Treceau fetele cântând și plăcăie fluierând, măi. Că cu flori de busuioc se duceau în sat la joc, măi. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. A venit lume cu dor să-ți cânt cântul munților, măi. Am venit din plai muntean să-ți cânt durul prahovean, măi. Am venit cu doruri multe de la vânenii de munte, măi, măi. Să jucăm toți împreună noastră bună. Hai la joc, la joc, la joc, nimeni să nu stea pe loc. Hai ieșiți la joc cu toții, și bătrânii și nepoții. Hai la joc, la joc, la joc, nimeni să nu stea pe loc. Hai ieșiți la joc cu toții, și bătrânii și nepoții. Thank you.